E o decizie a justiției pe care nu avem să o comentăm, nu este o decizie definitivă și vedem ce se mai întâmplă în continuare. Prea cinstitul Marian Oprișan este la conducerea PSD-ului în continuare. Le spuneam colegilor noștri că, până la urmă, de ce să ne rezolve nouă problemele justiției? Trebuie să câștigăm alegerile noi și să scăpăm județul ăsta de prea cinstitul Marian Oprișan, șeful de gașcă al PSD-ului local de aici, din Vrancea. Deci dacă vrem să scăpăm de modul ăsta dictatorial de conducerea unui județ, de oameni care sunt amenințați că își pierd serviciile, de subdezvoltarea cronică a județului Vrancea, ne ducem frumos în alegeri și câștigăm alegeri. Și eu zic că, la ora actuală, Marele Partid Național Liberal poate să câștige alegerile locale în Vrancea. Rezultatul ne-a arătat cu o singură condiție, să ducem un alt fel de politică.